caz șocant seara trecută în satul Cutuș din comuna Grizbav. Jandarmi și polițiști au intervenit în forță după ce a izbucnit un conflict spontan și mai multe persoane s-au încăierat. Din nefericire, un bărbat a fost omorât. Din informații se pare că victima se afla la poartă cu familia lui și consumau alcool. Oamenii s-au luat de un tânăr care trecea pe stradă, iar la scurt timp individul s-a întors cu întăriri. Un bărbat din grupul care a ajuns la casa victimei avea o rangă și în încăierare i-a dat o lovitură în cap tânărului, care a murit pe loc. Din cercetări s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 38 de ani ar fi aplicat lovituri cu un obiect contundent în zona capului unui alt bărbat în vârstă de 36 de ani. Victima a fost preluată de un echipaj al ambulanței, ulterior fiind constatat decesul acesteia. Autorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Brașov, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. La fața locului s-au deplasat două echipaje de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Burebista Brașov, un echipaj de la Inspectoratul de Jandarmi Nicolae Titulescu Brașov, mai multe echipaje de poliție și medici de la Smurd. În decursul zilei de astăzi, victimei s-a făcut autopsia. Băutura la volan produce victime. Așa s-a întâmplat și între Vulcan și Zărnești, unde un autoturism a lovit un atelaj Hippo format din două căruțe ce nu aveau elemente reflectorizante. În urma impactului, o persoană de sex masculin în vârstă de 21 de ani a suferit un traumatism craniocerebral. A doua victimă, o persoană de sex feminin în vârstă de 19 ani, a suferit o fractură de bazin. Potrivit IPJ Brașov, conducătorul atelajului Hippo, precum și pasagerul acestuia, au fost identificați ulterior, întrucât au părăsit locul producerii accidentului. La testarea conducătorului atelajului Hippo, aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,64 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal. Municipiul Brașov a găzduit în acest weekend primul campionat mondial de atletism organizat vreodată în România. Sute de atleți veniți din toată lumea s-au aliniat la start pentru a câștiga acest campionat. Traseul s-a desfășurat în totalitate pe asfalt, iar primul tur a avut o lungime de 5 km, iar tururile 2 până la 6 au avut câte 9 km fiecare. Este prima ediție campionatului mondial de 50 de kilometri în România și am venit să participăm pentru România. Este prima oară când participați la așa ceva? La un 50 de kilometri, da, este pentru prima dată, prima cursă. Aveți emoții? Credeți că o să vă descurcați? Cred că o să ne descurcăm formidabil, echipa României. Nu am emoții momentan, poate în cursă. Da, am foarte mari emoții. Am venit să particip la campionatul mondial de 50 de kilometri. Abia aștept cursa. Pentru mine reprezintă o ediție și o activitate de luat în seamă sau de luat ca model. Cam așa ar trebui să facem competiție de aici încolo și altfel nu putem să reușim. Și așa sunt foarte multe lucruri de făcut, dar este ok și sunt foarte fericit și le mulțumesc tuturor colaboratorilor mei pentru ceea ce au făcut la Brașov. Campionatul mondial de alergare de 50 de kilometri s-a încheiat cu festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi participanți în prezența viceprimarului Laszlo Barabas. Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară la președinția României, a fost prezent în weekend la Brașov, unde a participat la manifestările prilejuite de Ziua Limbii Române, dar a susținut și o conferință de presă. În cadrul acesteia, Paleologu a precizat că nu crede în falsa pace propusă de PSD, considerând că adevăratul nume al Vioricăi Dăncilă este Discordia. O tot auzim pe doamna Dăncilă spunând că ea este neconflictuală, că este o femeie pașnică, dar este o enormă minciună, da? Pentru că în realitate, deși se îmbracă în alb ca și Pax în fresca lui Ambrogio Lorenzetti, de fapt ea este un agent de discordie. Președintele organizației Brașov APMP, viceprimarul Mihai Costel, a apreciat decizia numirii lui Teodor Paleologu drept candidat al partidului. Ne bucurăm că decizia partidului a fost una într-un asentiment cu organizația Brașov. De departe, eu cred că este cel mai pregătit candidat pe care îl are România acum la aceste alegeri prezidențiale. Cred că vom face o echipă foarte bună, cu toate că dumnealui este un candidat atipic. Este salutară inițiativa dumnealui de a avea acest tip de campanie, de a fi un președinte învățător și de a avea un alt fel de campanie decât ceilalți competitori.
Candidatul PMP la președinția României a mai făcut un alt atac la adresa Vioricăi Dăncilă, condamnând faptul că aceasta folosește mijloace de transport ale statului pentru a-și face campanie electorală. Ceva nu prea este în regulă în această totală inechitate, a concluzionat Teodor Paleologu. Zi plină pentru reprezentanții Inspectoratului Jandarmeriei Județene Brașov. Duminică aceștia au organizat 3 activități pentru a marca împlinirea 126 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale. La ora 10 a avut loc dezvelirea bustului primului comandant al Inspectoratului de Jandarmi Brașov după Revoluția din 1989. De asemenea, invitații de onoare au fost martori și la dezvelirea unei plăci, care va fi lăsată mărturie generațiilor viitoare în cinstea înființării primei structuri de jandarmi de la Poalele Tâmpei. Îi felicit pentru cinstirea pe care o au față de înaintași, așa și trebuie, iar dragostea de țară să-i conducă mai departe. Și sper cu Inspectoratul Școlar Sargenți și Copii, pentru că trebuie copiii, în primul rând, să afle despre personalitățile României, atât din jandarmerie. Țin să felicit pe domnul colonel și jandarmeria Brașov. L-a pus la cinste pe generalul locotenent dr. Bunoaica. E un lucru extraordinar. Este extraordinar când îți respecti și înaintașii. Numai așa poți să construiești pentru viitor. Mă simt foarte onorat și mulțumesc domnilor de la jandarmerie că apela la îndemânarea și la serviciul meu, care mă pricep și îmi place foarte mult ceea ce fac, și cu ocazia asta am și expus lucrările la vedere și este o lecție bună de istorie pentru tineretul viitor. La Vama Buzăului a fost desfășurată o ceremonie militară pentru inaugurarea unui post de jandar montan. Șeful structurii montane de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a predat harta cu traseele montane din zona de competență a postului. Se binecuvintează și se sfințește această instituție prin stropirea cu această apă sfințită cu pomorârea Sfântului Duh, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Traseele montane și obiectivele care sunt în zonă, printre care număr Cascada Urlătoare și obiectivele din Munții Ciucașului, sunt tot atâtea motive pentru care considerăm că jandarmeria montană este utilă în această zonă. De asemenea, se reduce și timpul de intervenție. Din acest moment, postul montan Vama Buzăului și a început activitatea oficială. De la ora 21, la Râșnov a avut loc ceremonia retragerii cu torțe. A culminat printr-o paradă deosebită a jandarmeriei române, moment prin care vreau să le urez la mulți ani, să fie fericit și să fie întotdeauna la fel de operativ cum au fost întotdeauna. Mă bucur foarte mult că am avut un public mare. Mai nou putem vorbi și de ceea ce înseamnă salvarea munții, fiindcă au astfel de atribuții și au participat în decursul timpului la foarte multe operațiuni de salvare montană și vreau să-i felicit, vreau să le urez multă sănătate și să-i asigur că noi, comunitatea brașovenă, suntem alături de ei și apreciem efortul care îl fac zi de zi pentru noi. Aceste activități aduc aminte cât de necesară și importantă este siguranța oferită de jandarmeria română. Întâlnirea e sâmbătă. E limpede? E. Uite, vreau să fie și mai limpede. Azi e luni, acțiunea e sâmbătă. Marți, miercuri, joi, vineri. 4 zile, deci, da? Iubitorii filmelor românești au avut parte de un weekend perfect. Centenarul filmului românesc, proiectat inițial în 2018 la Iași, a continuat seria de filme cu o nouă destinație, Comuna Feldioara din județul Brașov. Cinematografia este descrisă ca fiind potrivită pentru înțelegerea istoriei, a culturii, a evenimentelor, a psihologiei, dar și a durerilor unui popor. Orice eveniment de genul ăsta atrage după sine multă lume, înseamnă și o vacanță în plus, chiar când nu ești în vacanță, deci măcar pentru o seară te simți fericit, pentru că asta e definiția fericirii, după părerea mea. Și cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine, pentru că oamenii se reînvață să meargă la cinema. Proiect deosebit, centenarul filmului românesc a ajuns și la Feldioara, în cetatea Marienburg, un eveniment, zic eu, super, pentru că locuitorii din comună și nu numai se pot
bucura de filmele, cele 100 de filme alese pentru acest proiect. E un proiect care vrea să facă și puțină educație cu privire la ceea ce înseamnă și ceea ce însemna cinematograful românesc și vreau să vă spun că în cadrul caravanei noastre sunt prezentate capodopere sau sunt prezentate filme care au stârnit un anumit interes sau filme care au fost interzise. Cântați, măi, fraților! Cântați! Tango? Asta! Tango! La Chișinău și în toată Republica Moldova, în data de 31 august, se sărbătorește limba noastră. Începând din anul 2013, și România a adoptat această sărbătoare națională, care instituie ziua de 31 august ca fiind ziua limbii române. La evenimentul organizat cu această ocazie au participat mai multe personalități ale culturii române, printre care se numără președintele Uniunii Scriitorilor din România, vicepreședintele Uniunii, președintele filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, viceprimarul Mihai Costel și mulți alții. Sunt foarte mulți care înaintași care au luptat și au dat viața și s-au jertfit pentru limba română. Ediția aceasta are și o simbolistică istorică, marcând 30 de ani de când s-a revenit la limba română ca fiind limba oficială de stat. Limba română ne unește români din partea asta a Prutului și de cealaltă parte a Prutului. E un simbol extrem de important și sunt încântat că am avut norocul să fiu astăzi aici. Ziua limbii române este foarte importantă, pentru că limba română ne individualizează pe noi ca cetățeni ai țării. Crezi că este important un astfel de eveniment, un astfel de spectacol? Este foarte important și bine ar fi să se și impună vorbirea corectă a limbii române. Mi-ar place foarte mult ca cineva să ia această inițiativă legislativă. În cadrul evenimentului, președintele Uniunii Scriitorilor din România a oferit premiul de literatură al municipiului Brașov. Haideți să vă spun și numele laureatului. Laureatul este poetul, prozatorul, eseristul, colegul nostru, Constantin Abăluță.